Comisia Europeană ar putea introduce noul standard Euro 7 pentru vehicule. Aceasta este dorința mai multor asociații internaționale care spun că în acest fel s-ar putea reduce cu 4,2 milioane de tone emisiile poluante. Procesul a fost demarat de asociația 2Celsius, alături de alte 40 organizații neguvernamentale și câteva orașe europene precum Paris, Londra sau Bruxelles, care cer introducerea cât mai rapidă a standardului Euro 7 la nivelul UE. În acest sens, acestea au transmis o scrisoare Comisiei Europene prin care cer introducerea acestui nou standard pentru vehicul. Totodată, acestea susțin că implementarea standardului Euro 7 rămâne relevantă chiar și în contextul în care până în 2035 se vrea renunțarea treptată la mașinile cu motor cu combustie internă. Standardele și obiectivele la mașinile noi sunt extrem de ambițioase la nivelul european, vor fi obligatorii și pentru România și pentru celelalte state, sunt obligatorii practic pentru producătorii auto și până în 2035 cu siguranță vor fi eliminate din producție motoarele cu ardere internă. Este un obiectiv de reducere a emisiilor de carbon și Europa o să fie primul continent unde din producție vor dispărea mașinile cu motoare cu ardere internă. Nu cred că România singură se va putea opune acestui trend. Mai mult, acestea motivează această decizie și spun că noul standard Euro 7 e ultima șansă a Europei de a reduce poluarea toxică de la motoare. Odată cu adoptarea acestui standard, emisiile totale de NOx din UE ar putea scădea cu 4,2 milioane de tone, iar astfel se va putea evita producerea 35.000 de decese. Însă, pentru a putea fi implementat noul standard, ar trebui să respecte o serie de principii. Printre acestea se numără și acoperirea tuturor condițiilor de conducere care pot fi întâlnite în Europa. Mai exact, limitele de emisii ar urma să fie la fel în toate statele.